Din păcate venim după un duș rece la Vaslui. Suntem cu toții conștienți că am jucat unul din meciurile noastre, poate cele mai proaste. Cu siguranță nu vrem să se mai repete prestația noastră de sâmbătă trecută. Acum ne așteaptă un meci cu o echipă venită din Liga a doua. Deși suntem favoriți, clar zic eu, cu siguranță ne va aștepta un meci greu, s-au întărit și ei și au dus și pe 4 străini și câțiva jucători în România, însă 100% abordăm meciul la victorie și o așteptăm în număr mai mare la sală să biruim. E un adversar care poate pune probleme. Deși mulți l-ar desconsidera, eu zic că au o combinație, ca și la noi de altfel, o combinație de jucători cu ani buni de Liga Națională, cu experiență suficientă cât să poată gestiona unele momente critice. Și tineri cu entuziasm și calități bune individuale, ceea ce îi face periculoși din punctul meu de vedere, o echipă care poate să pună probleme multora în Liga Națională. Însă trebuie să ne facem jocul nostru, să încercăm să fim cât mai coerenți în relațiile de joc și mai concentrați decât am fost în unele momente la Vaslui, ca să putem să ne aducem punctele. Eu sunt foarte încrezător și nu cred că acasă, cu publicul în spate, am putea lăsa loc de surprize. Da, ne-am revenit un pic mai greu după meciul de la Vaslui. Mă refer la psihicul nostru. A fost un pic dificil să trecem peste acea înfrângere. Dar sportul de performanță îți oferă de fiecare dată o nouă ocazie să dovedești că nu ai fost cel de data trecută. Și sunt sigur că sâmbătă așa se va întâmpla. Da, Alexandru are o fractură a metacarpianului 4. Încă mai stă cu mâna în atelă gipsată săptămâna aceasta și probabil de luni va relua ușor pregătirile, dar sperăm să-l avem cel mai devreme la meciul cu Focșani din 22 octombrie. În rest, mici dureri, dar vor fi apți băieții sâmbătă. Veți avea și invitați speciale. Da, ne bucurăm foarte mult și suntem onorați că soții Cosmiuc au acceptat propunerea noastră de a veni și a da startul partidei de sâmbătă. Sunt doi mari campioni ai familiei sportului sucevean și ai canotajului românesc și ne mândrim cu asta și din nou zic, suntem onorați că au acceptat invitația noastră și sperăm ca acest lucru să ne poarte noroc și să ne bucurăm cu toții de victorie la final.